punctul ăsta de vedere, cum comentați refuzul primăriei de a plăti facturile către curat? La momentul actual, societatea noastră a notificat municipiul Ploiești în ceea ce privește suspendarea execuției serviciilor, începând cu data de 5 august. În ultimele zile am avut o serie de întrevederi cu conducerea primăriei în vederea rezolvării acestor situații, dar până la momentul actual nu s-a ajuns la nicio concluzie. Ce invocă primăria? Sunt invocate o serie de argumente legate de depășirea valorii estimate a contractului, legate de controlul care a fost, la care a fost supus societatea noastră, precum și legate de legalitatea actului adițional de prelungire a contractului care a avut loc anul trecut. Sunt întemeiate? Nu sunt întemeiate aceste invocări. Din contră, există o serie de documente care au fost solicitate și au fost solicitate tot felul de informații din partea celor de la ANAP București. Răspunsurile au fost favorabile societății noastre și cu toate acestea se refuză în continuare deblocarea situației. Practic, există această valoare contractuală? Care nu, contractul nu are valoare stabilită. Din contră, la momentul la care s-a participat la procedură au fost licitate tarife unitare pe metru pătrat. Contractul precizează clar faptul că prețul va fi stabilit anual prin hotărâre de Consiliul Local în funcție de alocația bugetară existentă. Deci, ceea ce s-a și întâmplat. Nu este vorba de o valoare a contractului pentru că aceasta nu există. Credeți că este rea voință? Se poate spune și asta în momentul de față. Practic, acum ploieștenii sunt într-un mare pericol. Într-adevăr, gradul de infestare este extrem de ridicat și în ceea ce privește insectele și în ceea ce privește rozătoarele. Este un atentat la sănătatea publică? N-aș putea să o numesc atentat, dar sănătatea publică este pusă în pericol.